Numele meu este Alina Volintiru, sunt director de marketing la societatea Quality Crops Agro SRL. Este prima ediție AgriPlanta anul acesta. Vă rog să ne spuneți care este până în acest moment părerea noastră despre acest târg și ce v-a mânat să veniți aici. Este primul an, într-adevăr. Am ales să participăm din primul an pentru că, din opinia noastră, astfel de manifestări sunt cele care vor atrage de acum încolo oamenii interesați în semințe, în special domeniul nostru de activitate. Loturile, cum se făceau până acum, individuale, și-au cam pierdut așa atractivitatea pentru cultivatori, iar genul ăsta este foarte, foarte bun pentru că se văd pe viu culturile de la fiecare furnizor, fiecare producător. De asta am ales să fim prezenți. E adevărat că e un pic cam de vreme din punct de vedere al vegetației. Nu se vede chiar potențialul cel mai bine la hibrizii de floarea soarelui și de porumb, dar este o oportunitate pentru noi să ne facem cunoscuți, mai ales că societatea noastră este destul de tânără, din 2004, și pentru noi o mândrie că venim cu semințele noastre, marca noastră, hibrizi realizați, creați aici în România de Dr. Pârvu, produse în România de la cap la coadă, deci lucrăm cu diversi producători care au terenuri, multiplicăm semințele, le finalizăm în stația proprie de condiționat de la Brăila și pe urmă parte de distribuție și de vânzare prin colaboratori, vânzări directe, cultivatori și tot sistemul care este deja foarte cunoscut în domeniu. Aici târgul, din punctul nostru de vedere, este chiar bine amplasat și ușor de ajuns ca zonă de acces, cât și ca gândire a împărțirii terenului. E foarte interesant să vezi în mijloc loturile de semințe, culturile în vegetație, iar de jur împrejur cei cu utilaje, echipamente de toate felurile și în partea din spate chiar demonstrații cu utilajele respective. Deci este o gândire bună și cred că și ei mai au învățat din unele lucruri și de la anul cred că va fi și mai bine. Fermierii pe care i-am văzut sunt de mai multe feluri. Sunt și cultivatori direcți, adică cei care au terenuri și sunt interesați să achiziționeze semințele. Am văzut și distribuitori care sunt interesați și de partea de pesticide, cât și de hibrizii în sine. Și am mai văzut și unității dintre cele care fac multiplicare de semințe. Deci cam tipul ăsta. Interesant este că au fost oameni din toată țara, adică am văzut și din Făgăraș și din Brașov și din... au fost unii chiar și din Chișinău, deci de peste Prut, exact. Și... ce să spun, ok, din punctul ăsta de vedere al participării, da. Fiecare dintre cei care au fost aici au avut o grămadă de material, de informare, de invitație a trimis și au venit, s-a participat. Noi suntem o firmă care avem ca obiect principal producerea de semințe pentru culturile mari, în special floarea soarelui. Și aici avem toată gama de hibrizi de floarea soarelui, marcă proprie, creați în programul nostru propriu de ameliorare. Exact. Firma Quality Crops Agro SRL. Avem hibrizi pentru toate tipurile de tehnologie de floarea soarelui. Tehnologie convențională, tehnologie cu rezistență la erbicide, sulfonil, uree sau tribenuron metil, cum se spune, sau tehnologia Clearfield, erbicidul pulsar. Suntem singura firmă prezentă care are toată gama de hibrizi de floarea soarelui, deci pretabil pentru orice tip de tehnologie, cea clasică cât și cele mai moderne. De asemenea, avem aici în lotul de multiplicare, lotul de demonstrație și 3 hibrizi de porumb, pe care societatea noastră îi distribuie pe lângă alții. În al portofeliu de produse mai sunt și semințele de soia și de rapiță. Avem și la tombolă dat sămânță de rapiță pentru că urmează și sper să fie mulțumiți cei care or să primească sacii.
pentru că sunt rezultate bune în ultimii 3 ani de când distribuim și rabiță. De asemenea, un alt punct important din activitatea noastră îl reprezintă servicii de multiplicare semințe pentru terți. Suntem singura firmă din România care face astfel de servicii unor unități ce nu își au propriul program de multiplicare semințe. De exemplu, noi producem pentru Syngenta, care e lider mondial în semințe și în pesticide. Avem mai bine de 1500 de hectare de multiplicare semințe, floarea soarelui și porumb, pe care le facem de la început până la final, pentru că avem în dotare toată linia cu toate echipamentele, ceea ce ne permite să administrăm foarte bine tot procesul și să livrăm calitatea cerută.